Vremea se menține caldă pentru această perioadă, însă sâmbătă vremea va fi închisă. Temporar va ploua în vestul, centrul și nordul țării și local, în special seara. La Giurgiu cerul va fi acoperit de nori și trecător va ploua, iar termometrele vor arăta 4-5 grade dimineața și 8-9 grade la amiază. Duminică va ploua aproape în toată țara, însă cantitățile de apă nu prea sunt însemnate. Temperaturile maxime vor continua să fie peste mediile climatologice cu până la 5 grade. La Giurgiu temperatura maximă va fi de 7-8 grade cu 2-3 grade peste media specifică a acestei perioade. Astfel, sâmbătă la Bolintin și Mihăilești se vor înregistra 10 grade, în timp ce la Hotarele, Comana, Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu se vor înregistra 12 grade. Duminică în Hotarele, Comana, Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu se vor înregistra 11 grade, în timp ce la Bolintin 12 grade, iar la Mihăilești 9 grade Celsius. Vântul va sufla cu o putere de 11 km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 765 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 15-25 de centimetri, iar cota probabilă este de 258 centimetri. Umiditatea aerului va fi de 62%.